Bună ziua, copii! Vă invit să o cunoașteți pe Diana. Diana s-a întors de curând din vacanță. Fiindcă a zburat pentru prima oară cu avionul, a rămas surprinsă de formele clădirilor văzute de sus. Multe dintre acestea i s-au părut că au formă asemănătoare. Parcă le-a mai întâlnit undeva. Jucându-se cu frățiorul ei, Alex, le-a descoperit chiar în casa ei. De exemplu, unele case au forma aceasta. Despre ce corp o fi vorba? Căutând printre piesele de lemn de acasă, descoperă cubul. Cubul este un corp geometric care are 6 fețe în formă de pătrat. Diana se întreabă: oare blocurile sunt tot cuburi? Haideți să observăm. Cuboidul are tot 6 fețe, dar acestea sunt diferite. Pot fi toate 6 în formă de dreptunghi sau pot avea doar 4 fețe în formă de dreptunghi și 2 fețe pătrate. Privește cum poți construi blocuri. Diana se mai întreabă: cu ce corp geometric seamănă coșurile de fum ale fabricilor? Știe că și unele clădiri din orașul ei au forma aceasta. Le-a mai întâlnit chiar și în parc când se juca. Acest corp geometric se numește cilindru. Cilindrul are 2 fețe sub formă de cerc. Ei, acum este mult mai clar Dianei fiecare corp geometric. Însă, mai are o nelămurire. În oraș, noaptea, se aprind multe luminițe care se văd sub diverse forme. Unele corpuri de iluminat au forma unor bomboane sau seamănă cu niște bile. Aceste corpuri au forma unor sfere. Mâine va fi ziua Dianei. S-a gândit deja ce se va juca cu prietenii ei. Vor construi o machetă. Haideți să recapitulăm toate corpurile geometrice pentru a ne pregăti. Stabilește corespondențe între obiecte și numele corpurilor geometrice. A fost ușor, nu-i așa? Pe curând, dragi copii!